Legendele despre existența giganților sunt în toate popoarele lumii și dacă colectăm aceste informații, atunci experții vor trebui să exploreze multe teritorii de pe planetă. Și începem desigur cu peșterile. Acolo, timp de mii de ani, a existat o viață proprie și cine știe câte creaturi ciudate pot trăi în ele. Astăzi am pregătit o selecție uimitoare în care locuitorii înspăimântători ai stâncilor înșiși ne invită în lumea lor. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Echipa de cercetători lucra în Tunisia la un mare sit arheologic când experții au observat un os care ieșea din pământ într-o zonă nouă. Când au început să excaveze, au găsit fosilele unei reptile preistorice uriașe, probabil o specie necunoscută până atunci de crocodil marin. Aceasta a trăit în perioada jurasică, adică acum aproximativ 130 de milioane de ani. Se numea Machimosaurus, iar numai craniul atingea o lungime de peste 133 de centimetri. Înmulțește această cifră cât de mult dorești dacă vrei să înțelegi lungimea întregului corp. Iată așa un crocodil trăia pe planetă și dacă a murit în nisip, înseamnă un singur lucru, că a existat o mare în acest loc. O familie de turiști aflată într-o călătorie prin munții din Peru a dat peste incredibil. În vârful unui munte, o pereche de umanoizi gigantici le-a surprins camera. Figurinele stăteau pe vârful muntelui și cu siguranță nu erau oameni obișnuiți. Pentru comparație, există o altă poveste în care vedem doar figuri normale de înălțime medie. Astfel, diferența de înălțime este vizibilă chiar și la o distanță mare. Mulți oameni au crezut că aceasta nu este altceva decât o pereche de extraterestre, dar din cauza calității scăzute a videoclipului nu poate fi confirmată, ci doar presupusă. Recunoaște, și tu ai crezut că sunt ei, nu-i așa? Oamenii de știință din Peru au dezgropat o structură masivă de templu. Acesta a fost construit în forma literei englezești U și este orientat spre soarele care răsare. Mormintele de piatră conțineau mumii antice. Acestea aparțineau probabil culturii antice peruane care a existat în Valea Lima. Arheologii au raportat de asemenea că înmormântarea pare să fi fost făcută în ultimul moment când templul a fost amenajat. A fost un sacrificiu? Lângă Cairo, arheologii egipteni au făcut recent o descoperire remarcabilă. Au dezgropat o mumie care ar putea avea 2500 de ani. Și nu doar atât, mumia a aparținut unui mare preot, ceea ce reprezenta un rang foarte înalt. Împreună cu mumia, în camerele secrete au fost găsite diverse artefacte misterioase, inclusiv jocuri de societate egiptene timpurii, resturi de câini, măști de ceară și 4 vase care conțineau organele interne ale mumiei. Această descoperire ne oferă o mulțime de informații despre practicile funerare din Egiptul antic. Dar ne întrebăm, chiar credeau că mumia se va trezi și își va cere înapoi organele? Iar dacă se plictisea, putea juca un joc de societate în timp ce aștepta să se reîncarneze. Uriașii umanoizi sunt creaturi extrem de evazive, dar câteva dovezi surprinse de camerele de filmat îi vor convinge chiar și pe cei mai avizi sceptici. Aruncă o privire la ceea ce acești oameni au reușit să surprindă în timpul unei călătorii foarte obișnuite. Camera lor a surprins o figură ciudată pe vârful unui munte. Cazul are loc din nou în Mexic, iar martorii oculari s-au contrazis din nou, era un bărbat sau altceva. Clipul a făcut vâlvă pe internet și chiar dacă luăm în considerare distanța, ceața și din nou calitatea enervant de neclară a imaginii, nu putem nega că există ceva atipic naturii pe vârful muntelui. Există în mod clar o prezență acolo. Singura întrebare este, a cui prezență? În 2018, în Columbia Britanică, cercetătorii au dat peste amprente umane neobișnuite. S-a dovedit că vârsta lor era de aproximativ 13.000 de ani. Oamenii de știință au reprodus o imagine a vieții din acea perioadă când oamenii împărțeau spațiul cu animalele sălbatice. Dar câțiva ani mai târziu, în 2021, o altă descoperire a fost făcută în Parcul Național White Sands, din sudul Statelor Unite. Acolo a fost dezvăluit un set de amprente care datează de peste 21.000 de ani. Marja de eroare în stabilirea datei a fost de aproximativ 200 de ani, fie acum 21.000, fie acum 23.000 de ani. Nu contează în acest context. Ceea ce este și mai important este ceea ce ne spun aceste urme. Se pare că oamenii au apărut în sud-vestul Statelor Unite mult mai devreme decât ce au dat seama istoricii. Imaginează-ți, cineva a călcat nepăsător în noroi, iar peste 20.000 de ani mai târziu trebuie să ne forțăm creierii și să folosim cele mai noi tehnologii pentru a rezolva acest mister. Un cuplu de turiști a decis să exploreze o peșteră întunecată printre stânci.
Ei erau interesați de o mină abandonată, cu șine care mergeau în interiorul muntelui. Deși intrarea era protejată de un garaj metalic, de astfel de curioși, ei toți sperau să găsească ceva. Au auzit un foșnet, s-au uitat spre ușa întunecată, dar nu au văzut nimic. Ușurați, cei doi au decis să plece când, brusc din întuneric, au apărut niște ochi. S-a întâmplat destul de repede, așa au avut o adevărată panică. Privește, ochii sunt la o altitudine destul de mare. Nu este clar cui ar fi putut aparține. Este puțin probabil ca animalele să trăiască într-o astfel de încăpere. Atunci cine e? Cuplul a decis că a întâlnit un vârcolac. În Sri Lanka există un vârf montan numit Vârful lui Adam. Se ridică la 2243 de metri deasupra nivelului mării și este unul dintre cele mai importante repere ale insulei. Și aici se află cel mai inexplicabil semn. Este o amprentă de piatră a unui picior uman cu aparent 5 degete, dar de dimensiuni gigantice. Localnicii o numesc amprenta lui Adam, dar ar fi putut fi un gigant adevărat? Apoi, a doua întrebare, ar fi trebuit lăsată pe pământ sau nu? Întrebarea rămâne deschisă, în timp ce mii de oameni din întreaga lume vin aici pentru a face lunga călătorie până în vârf și pentru a-și răspunde singur la întrebări despre univers. Da, există o mulțime de comori ascunse în peșteri, dar există și mai mulți locuitori și nu pe toți îi putem identifica. Acum o vom face și vom vedea care dintre ei arată ca niște animale antice și care dintre ei arată ca niște forțe malefice. Unii turiști sunt atrași în Europa de hotelurile sale incomode și de străzile confortabile. Acest bărbat era dornic să pătrundă adânc într-o peșteră situată la o altitudine de 3000 de metri în Hallstatt, Austria. În mijlocul peisajului uluitor, entuziasmul turistului s-a transformat în uimire când în interiorul peșterii a observat o figură palidă, ciudată, care se cățăra spre tavan. Așa arată de obicei șopârlele, însă această creatură părea să semene cu un umanoid minuscul. Mulți au comentat videoclipul, unii sugerând că era un creptid, alții numindu-l un spirit al peșterii, iar alții crezând că era un fel de specie animală neexplorată. Dar ești de acord că nu este o șopârlă? În Irlanda de Nord, în 2016, renumitul Podul Giganților a făcut mult zgomot în mass media și pe rețelele de socializare. Se presupune că au fost filmate imagini cu o ușă uriașă de piatră care se izbește de stâncă. Ca într-un basm, o bucată de stâncă s-a deschis și s-a închis sub ochii turiștilor uimiți. Aceste imagini au fost filmate cu camera unui telefon și nu avem timp să vedem dacă figura uriașă dispare în spatele ușii. Entuziaștii au construit o ipoteză conform căreia gigantul intră în hibernare de iarnă. Experții au mers să examineze fiecare stâncă, dar nu au găsit niciun semn de crăpături sau peșteri în interiorul stâncii. Videoclipul a fost probabil o farsă sau ar fi trebuit să bată mai tare și să spună: domnule, pita dumneavoastră Margarita XXL a fost livrată. Și dacă cineva ar fi deschis-o? Glumim. Doar poți viziona din nou acest videoclip și să construiești o presupunere pe care să o împărtășești cu noi în comentarii. Explorarea peșterilor poate fi riscantă. Nu știi niciodată ce te pândește în întuneric și ce se ascunde în spatele stâncilor. Orice aventură te poate costa viața, așa că cel mai bine este să nu mergi singur în locuri neexplorate. Acest tip a urcat într-o peșteră îngustă și nu era pregătit să găsească o leoaică odihnindu-se acolo. Din fericire, i-a zărit clipirea fluorescentă din ochi exact la timp. Fiara era gata să se năpustească chiar și dintr-o postură ciudată și a scos un mărit amenințător. Tipul a avut noroc că nu a întâlnit leoaica nas în nas. Altfel, nu s-ar fi terminat cu bine. Obiectele neînsuflețite. Din acest complot nu emană o aromă misterioasă a antichității, dar nu sunt mai puțin mistere în el. În timp ce zbura pe terenul muntos din provincia Guizhou, din China, drona a descoperit o clădire abandonată fantastică. Aceasta era situată chiar într-o peșteră imensă. Nimeni nu știe cine a ridicat-o sau de ce. Și există de asemenea întrebarea cum au fost transportate materialele de construcție într-un loc atât de exclusivist. Acest traseu pare inaccesibil pentru echipamente de transport și de construcție. Structura nu a fost niciodată finalizată, iar cutia de piatră abandonată rămâne un mister. Și acum să aruncăm o privire la artefactele înfiorătoare. Peșterile au fost întotdeauna învăluite în misticism. Scopul lor este de a ascunde secrete, iar aceste secrete pot fi terifiante. În interiorul peșterilor Creswell din Marea Britanie se află un adevărat muzeu. Printre peisajul bizar se află și mesajul străvechi.
vechi, pe care le poți vedea chiar pe stânci. Pereții și tavanul peșterilor sunt pictate cu semne ciudate, ca și cum cineva ar fi decis să își lase acolo memoriile. Când istoricii au descifrat aceste semne, au avut frisoane pe tot corpul. Aceste scrieri nu sunt doar graffiti vechi, ci o adevărată vrajă. Sute de semne conțin formule magice împotriva vrăjitoriei. Au fost numite anti-vrăjitorie și tot ele au fost sculptate în pietre de mâinile tremurânde ale cuiva. Semnele trebuiau să sperie spiritele rele și vrăjitoarele. Numărul lor arată clar cât de superstițioși erau primii englezi. Esența inscripțiilor era formată din inițialele latine ale lui Isus și imaginea Fecioare Maria. Când te gândești la vremurile întunecate prin care a trecut Europa medievală, te întrebi, cum ai putea contracara această groază? În munții stâncoși norvegieni, vânătorii au dat peste un salut de la un viking. Atenția le-a fost atrasă de o săgeată de fier sau un vârf de suliță înfipt între pietre. Particularitatea acesteia era forma sa neobișnuită, cu trei fețe, ceea ce i-a făcut pe istorici să se scarpene în cap. Cum a fost posibil acest nivel de progres tehnologic și de gândire creativă la acea vreme? Oamenii trăiau vânând animale mari și nu știm prea multe despre locul în care ar fi putut obține informații despre geometria și eficiența designului armelor. Arheologii au fost uimiți de măiestria cu care a fost realizat vârful. Era încă ascuțit. Poate că printre vikingi existau și designeri, iar aceștia au căutat progresul concurând în fabricarea armelor? Aceste imagini din Canada au fost filmate în Salt Lake City, o siluetă întunecată misterioasă surprinsă pe un fundal de nord de seară. Figura cu aspect uman era cocoțată în tăcere pe o stâncă și nu a făcut decât să sporească calmarea pentru extratereștri sau fenomene supranaturale, care sunt departe de a fi neobișnuite în Utah. Este puțin probabil să fie vorba de un pusnic care trăiește în munți, deoarece acest teren aspru nu este deloc potrivit pentru viață. Întrebarea rămâne, atunci cine? Dar dacă extraterestrul a fost forțat să rămână pe pământ și să se ascundă într-o peșteră, atunci exact asta este. Imaginează-ți o creatură cu un craniu uriaș, brațe osoase lungi și cavități oculare adânci. Acest eveniment înfricoșător a fost filmat în Filipine, în urmă cu mai mulți ani. Până în prezent, nimeni nu cunoaște autorul înregistrării video sau data exactă a filmării. De asemenea, nu este clar ce s-a întâmplat în continuare. Se pare că creatura și-a apărat peștera de oameni, iar aceștia s-au împrăștiat de frică, însă nu există niciun comentariu cu privire la acest caz. Tot ce se știe este că localnicii evită de atunci să viziteze această peșteră. Ne aflăm acum într-o dezbatere deschisă, deoarece această poveste a stârnit o mulțime de discuții online. Persoanele care au transmis această poveste din Mexic au susținut că au văzut cu ochii lor un gigant umanoid viu care se furișa dintr-o peșteră. În mod firesc, autorii au fost acuzați de speculații, deoarece înregistrarea video este prea neclară pentru a fi o dovadă congruentă. Dar au existat și susținători care au negat farsa. Dacă în lume există oameni anormal de mari și nu pot găsi un loc în societate, de ce să nu se ascundă într-o peșteră? Înălțimea tavanelor sale și absența oamenilor curioși sunt doar condiții foarte potrivite. Vom lăsa discuția deschisă. Dacă dorești, participă, discută. Poate un astfel de fenomen poate fi real. În statul american Utah exista chiar și un nume pentru o creatură care seamănă cu Bigfoot. Ureașul cu două picioare, acoperit cu blană închisă la culoare, se numește Bigfoot. Bigfoot sau Sasquatch. Aceasta este o variantă a unei criptide locale. Vom da o transcriere. De la cuvântul grecesc înseamnă ascuns. Este un tip de creatură care se descoperă greu. Ești sigur că fiecare creatură de pe pământ a fost studiată și enumerată în enciclopedii? Ei bine, da, până când pleci în vacanță pe o insulă oarecare și descoperi în camera de hotel specii de insectă de care nu ai mai auzit. Astfel, câțiva vânători de căprioare dintr-o zonă muntoasă din Utah au dat peste o priveliște curioasă. Aceștia au reușit să filmeze o siluetă întunecată uriașă, care ieșea clar în evidență pe nisipul auriu. Mai târziu, după ce au comparat imaginile cu cele ale unor oameni obișnuiți, vânătorii au realizat cu groază că au întâlnit pe cineva care nu era din Cartea Roșie. Cel mai interesant lucru este că pentru această zonă, observarea giganților nu pare deloc fantastică. Observări similare au mai fost raportate. Iată un alt incident petrecut pe dealuri, unde un grup de prieteni a dat peste o siluetă înaltă. Uriașul stătea pe un versant acoperit cu zăpadă. Dornici să rezolve misterul, bărbații au plecat în căutarea acestuia, dar nu au găsit decât urme de căprioară. Dacă nu ar fi fost dovezile anterioare, nu am fi atras atenția la acest videoclip. Dar dacă în zonă trăiește propria specie de Bigfoot?
Nu cu mult timp în urmă, vizitatorii unei stațiuni montane spaniole din Pirinei înzepeziți au întâlnit un locuitor neobișnuit pe o pantă. Aproape de vârf, camera lor au surprins o creatură care arăta ca un om de zăpadă uriaș, iar turiștii au vrut să împărtășească lumii ceea ce au văzut. Dar pentru că filmarea era scurtă și neclară, au fost bombardați cu o avalanșă de controverse și întrebări. Fanii Sasquatch și scepticii deopotrivă au stârnit o dezbatere. Așadar, cum crezi, este vorba despre un angajat al stațiunii îmbrăcat într-un costum de blăniță pentru a crea agitație? În ciuda încercărilor autorităților de a investiga ce s-a întâmplat, nu au existat noi dovezi. De aceea, nu e clar nimic. Uneori, viața reală este mai prețioasă decât toate comorile din lume, pentru că nu poate aștepta mult. Un excursionist obișnuit se bucura singur de peisajul frumos din deșertul Arizona, când a observat ceva ciudat pentru zona. Dintr-o crăpătură, doi câini tineri se uitau la el. Păreau confuzi, probabil blocați acolo căutând o cale de ieșire. Băiatului i-a tremurat inima și, în ciuda riscului, a coborât singur panta pe o frânghie și a luat câinii cu el. Aceștia nu l-au mușcat de frică, ci s-au comportat foarte supuși. După aceea, i-a dus pe sărman la veterinar și, în curând, și-au găsit un nou stăpân. Și pentru acest tip vacanța s-a transformat într-o operațiune de salvare de neuitat. Singura mirare este cum au ajuns acei câini acolo. Răufăcătorul, fostul lor proprietar, nu ar fi putut scăpa de ei călătorind în același fel pe o frânghie, doar în sus. Dacă trebuie să ghicești dacă descoperirea aparține unor forțe din alte lumi sau unor personaje din mituri, ai în față o serie de astfel de enigme. Un grup de prieteni se distrau plimbându-se prin tuneluri antice și nu se așteptau deloc să întâlnească colegi de călătorie. În raza lanternei strălucea o siluetă care alerga rapid din coridor în coridor. Din cauza întunericului era greu de văzut în detaliu, dar era cu siguranță o creatură bipedă. Dacă luminăm imaginile, vedem o figură umanoidă palidă. Băieții curajoși au încercat să o urmărească, dar a dispărut în întuneric. Dar poate că peștera este doar o locuință fără utilități și este locuită de cei care nu au nevoie de electricitate, cum ar fi canibalii. Un băiat curajos s-a plimbat prin peșteră și a găsit scoici ciudate și părți de oase care păreau rămășițele scheletice ale unor creaturi. Neîndrăznind să le atingă, el le-a împins cu piciorul, dar nu le-a putut identifica tipul. Și atunci arheologii din întreaga lume au strigat de indignare. Trebuie să lucrezi cu pensula, băiete! Înmărmurit, cercetătorul mâhnit s-a întors, când deodată o fiară ureașă cu coarne a apărut în spatele pietrei din fața lui. Țipând de frică, individul s-a grăbit să se ferească, dar a reușit să surprindă animalul în cadru. Amintea foarte mult de dragonul din basme. Unde altundeva ar putea trăi decât într-o peșteră izolată? Este ciudat că s-a ascuns în loc să se năpustească asupra vizitatorului ca o pradă. Ar fi putut fi o capră de munte rătăcită. Ce părere ai despre asta? Uriașii sau nefilimii au fost menționați în Biblie ca fiind copii ai zeilor, care după ce s-au căsătorit cu femei pământești, fiicele lui Cain au produs uriași. O înregistrare video a presupușilor nefilim a fost făcută de localnici din Thailanda. O figură uriașă a apărut acolo pe vârful unui munte. Din cauza ceții nu se vedea atât de bine, dar au existat destul de mulți martori și toți au susținut că au văzut o figură umană uriașă care se mișca. Dacă ai văzut și tu ceva asemănător, așteptăm impresiile tale în comentarii. O figură uriașă asemănătoare unui om a apărut pe vârful unui munte din Mexic. A fost văzută cu ochiul liber de sute de martori. Cu toată fascinația localnicilor pentru ceea ce este din altă lume, a fost ușor pentru ei să zică că uriașul e un semn de rău augur, iar zvonul s-a răspândit în zonă cu viteza luminii, provocând haos în rândul populației. Oamenii țipau de frică, crezând că a venit sfârșitul lumii, iar figura neagră de pe munte era vestitorul acestuia. Deoarece teritoriul Mexicului a cunoscut multe lucruri, de la ritualuri ale nativilor americani la carnavaluri ale morților și invazii extraterestre, s-ar părea că nimic nu ar trebui să-i sperie sau să-i surprindă în vreun fel pe acești oameni. Dar probabil că aceasta este principala intrigă a vieții locale. Este suficient să oferiți un motiv pentru a vorbi despre ceva supranatural, iar acesta va apărea cu siguranță. Cineva adoră să trăiască temerile strămoșilor săi, nu-i așa? În deșertul Iudeii se află rezervația naturală a Nedi, iar în crăpătura uneia dintre peșterele sale au fost descoperite săbii antice vechi de aproximativ 1900 de ani. Acestea sunt ruginite, dar păstrate intacte. Acest depozit de arme a fost probabil ascuns de rebelii iudei în timpul războaielor cu romanii.
Săbiile sunt foarte bine făcute, cu lame lungi de 65 de cm, aveau mânere fine de lemn sau metal și erau probabil folosite de războinici bine antrenați. Climatul din peșteră a contribuit la menținerea lor în stare bună, iar conținutul comorii a fost donat Muzeului Israelului. Un băiat pe nume Babu urca împreună cu prietenii săi pe un deal din statul indian Kerala, dar el a fost mai puțin norocos decât ceilalți, alunecând și căzând jos. Și aici s-ar putea să fi fost mai norocos. S-a agățat de o stâncă și a rămas blocat pe o margine îngustă de pe o stâncă abruptă. După mai multe încercări nereușite de salvare cu implicarea localnicilor și a poliției, a petrecut acolo 2 zile întregi. Desigur, poziția sa era cel puțin precară, iar condițiile meteorologice din munți nefavorabile. În cele din urmă, prim-ministrul a intervenit și a adus soldați în ajutor. Un ofițer al armatei indiene s-a târât ore în șir pentru a ajunge la Babu, pentru a-i da apă și apoi pentru a-l ajuta să urce în siguranță. Un YouTuber de Noua Zeelandă a făcut din greșeală o descoperire fenomenală. O pietricică impresionantă care arăta ca un artefact antic i-a atras atenția, așa că a decis să o ia acasă și să o prelucreze, pentru a vedea ce fel de kinder fosilizat era. Cât de surprins a fost tipul când a văzut ce surpriză destul de mare îl aștepta. I-a luat 208 ore să scoată conținutul din piatră, dar încântarea sa nu a avut limite când după ce a scos 16 kg de rocă de deasupra, a văzut un crab antic uriaș de desubt. Fosila are o vechime de aproximativ 12 milioane de ani, fiind un crab de specia Gigantus, care a trăit la mijlocul erei miocene și care deja în formă fosilizată cântărea aproximativ 7,5 kg. Este uimitor ce drum lung a parcurs evoluția pentru ca noi să descoperim un astfel de salut dintr-o ieră de acum câteva milioane de ani și să realizăm cât de scurtă este viața. Oare cât timp a trăit crabul? În apropierea lacului Titicaca din Peru, pe un teren accidentat, se află un obiect spectaculos, cunoscut sub numele de Ușa Diavolului. Localnicii îl numesc Aramumuru. Acest obiect al incașilor abandonat este sculptat în gresie roșie, în vârful unui munte și seamănă foarte mult cu un portal. Timp de secole, vizitatorii au fost atrași de energia sa stranie. Pelerinajul aici nu se oprește niciodată. Toată lumea vrea să încerce străvechea sa putere magică. Și deși Biserica Catolică a numit portal o ușa diavolului, popularitatea sa nu face decât să crească. Acum să ne întoarcem la acele descoperiri în care au existat semne create de către oameni. Sau cerești. Ce faci când vezi lut moale? Bineînțeles, vrei să intri copilărește acolo și să modelezi sau să desenezi ceva. În mijlocul deșertului roșu din Statele Unite se înalță White Mountain. Acest loc remarcabil este situat în statul Wyoming și este renumit pentru amprentele timpului. Da, există amprente clare ale palmelor uriașe păstrate pe vârf. Muntele are cel puțin 1000 de ani vechime, însă modul în care aceste amprente au fost puse pe el rămâne un mare mister. Pare foarte probabil că au fost create atunci când piatra nu era încă solidă, ci era un noroi maleabil. Sute de oameni urcă aici în fiecare zi pentru a privi aceste statui. Probabil că dacă ar mai fi existat zone de lut aici, ei și-ar fi lăsat amprentele palmelor, pentru că este atât de natural. Înspăimântătoare este mărimea palmelor. Dar dacă ar fi încă mâini de copii? Călătoria a doi tipi printr-o peșteră a luat o întorsătură ciudată când s-au trezit brusc în antichitate. Aproape că au rămas blocați adânc într-un pasaj îngust și nimic nu i-a determinat să-și dea seama că parcă a fost conceput pentru a te tărâ prin el. Am văzut deja destule filme de groază, dar acum depinde de noi să vedem dacă creaturile mitice sunt inventate din prototipuri din viața reală. O creatură oribilă, asemănătoare unui dragon fără picioare și fără aripi, s-a târât din întuneric. Chiar semăna cu cele menționate în legendele înspăimântătoare. Nimeni nu le întâlnise vreodată în realitate. Nu e de mirare că acest clip a făcut mult zgomot pe internet. Mii de oameni au fost șocați, alții s-au gândit la grafica computerizată. Dar să vedem, crezi că astfel de viermi pot trăi în coridoare stâncoase înguste și întunecate? De ce nu? Un videoclip publicat în urmă cu câteva luni a intrigat multă lume. O siluetă ginormă, dar foarte slabă și cu picioare lungi, a fost surprinsă de cameră în timp ce făcea flotări în vârful unui deal. Acest lucru i-a făcut pe telespectatori să se întrebe despre identitatea ei. Mișcările semănau cu exercițiile normale de gimnastică, dar constituția corpului semăna mai mult cu descrierea lui Bigfoot. Un alt argument. Dacă creatura nu aparține rasei umane, atunci de ce ar face flotări? Ce părere ai despre asta?
Acest grup de prieteni a explorat peșterile din lanțul muntos și au avut norocul să trudească pentru un motiv. Înarmați cu hărți Google și presupunând că o civilizație antică la scară largă și-a lăsat amprenta aici, au început să sape și au găsit niște vase de lut sigilate. Era o adevărată comoară veche de 800 de ani, iar când au deschis-o cu grijă au găsit multe accesorii, o întreagă istorie a unei civilizații. Existau produse din fier, cusături, iar gradul de maestrie era atât de impresionant încât unii aveau dubii. Ar fi putut o cultură antică să aibă bijuterii de o calitate atât de înaltă și nu cumva acest videoclip a fost înscenat? Cercetarea unui loc neexplorat poate încânta și speria în același timp. Uneori, lucrurile obișnuite par fantastice, dar cum poți verifica? Exploratorii care s-au aventurat în peșteră în timpul orelor de întuneric au zărit din crăpătură o pereche de ochi de observator tăcut. În întuneric și o pisică te poate speria, dar judecând după cât de mari erau acei ochi, putem presupune că era un lup, o pumă sau un urs. Toate aceste trei opțiuni sunt suficient de convingătoare pentru a nu justifica o examinare suplimentară, așa că autorii videoclipului s-au întors prudent, luând cu ei imaginile cu ochii misterioși. Cine știe că poate câteva secunde i-au despărțit pe ei de o tragedie. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!